channel-ul ăsta chiar mă voi odihni. Mă voi odihni activ în comparație cu iernile pe care le-am avut în anii precedenți. Am hotărât să facem o escapadă în țară caldă și vom merge împreună cu băiatul meu la mare, în Egipt, anul ăsta pentru prima oară. Asta este o realizare a visului meu. Ok, pe viitor sunt și Maldivele, clar, pe pagina mea de dorințe. Deocamdată mergem în Egipt. Îndată de grabă la început de ianuarie și înainte de asta mergem și un pic la munte. La munte în România, la Sovata. Voi cânta înainte de anul nou și voi cânta în scena de la Bălți, într-o scenă mare, frumoasă, cu lumini. Voi avea parte de un an nou activ lucrător. Așa cum mi-am dorit, nu mi-am dorit un restaurant, mi-am dorit scenă și zic cu acest context minunat că, dragi prieteni, dragi telespectatori, vreau ca întotdeauna să aveți visele împlinite și bine punctate, cu toate detaliile, și atunci cu siguranță se îndeplinesc.